familia noastră nu se mai mărea deloc. Nu se întrevedea niciun soț, niciun bebeluș la orizont. Unchi și mătușile mele, Sofie și Eduard, Fercie și Andreu, încetaseră să-și mai extindă familiile. Și tata la fel, firește. Se instalase o perioadă de stază. Dar acum, în anul 2002, mi-am dat seama, ne-am dat seama cu toții că, totuși, familia nu era statică. Eram pe punctul de a ne împuțina. Prințesa Margaret și Gangan nu se simțeau bine. Nu o cunoșteam pe Prințesa Margaret, pe care o numeam mătușa Marco. Da, era strămătușa mea, împărtășeam 12,5% din același ADN, petreceam cele mai importante sărbători împreună, și cu toate acestea mi era aproape complet străină. Ca majoritatea britanicilor, mai degrabă cunoșteam lucruri despre ea, nu pe ea. Eram familiar cu aspectele generale ale vieții ei triste. Iubiri intense, zădărnicite de palat. Accese exuberante de autodistrugere dezbătute de tabloide. O căsătorie în pripă, care păruse condamnată eșecului de la bun început și care se încheiase mai rău decât se așteptase. Soțul ei lăsase prin casă bilete pline de venin, liste dureroase ce expuneau aspecte în neregulă cu ea. 24 de motive pentru care te urăsc pe măsură ce creșteam, nu am simțit nimic pentru ea, poate doar puțină milă și multă anxietate. Era în stare să ucidă o plantă de interior dintr-o singură privire. În general, atunci când se afla prin preajmă, păstram distanța. În rarele ocazii când ni se încrucișau drumurile, când binevoia să mă bage în seamă, să-mi vorbească, mă întrebam dacă are vreo părere despre mine. Se părea că nu. Date fiind tonul și răceala ei, nu avea cine știe ce opinie. Apoi, cu ocazia unui Crăciun, a lămurit misterul. Toată familia se adunase, ca totdeauna, ca să deschidă cadourile în ajunul Crăciunului, o tradiție germană care a supraviețuit anglicizării numelui de familie, care a devenit din Saxa Coburgota, minzor. Ne aflam la Sandringham, într-o încăpere mare, cu o masă lungă, acoperită cu față de masă albă și cu cartoline albe ce purtau înscrise numele tuturor conform tradiției, la lăsarea serii, fiecare. Dintre noi își găsea locul și se posta în fața grămezii de cadouri. Apoi, brusc, toată lumea începea să le deschidă în același timp. O învălmășeală generală în care zeci de persoane vorbeau deodată, desfăceau funde și rupeau hârtii de împachetat. Stând în fața grămezii mele, am ales să desfac mai întâi cel mai mic cadou. Pe etichetă scria, de la mătușa Marco, am ridicat privirea spre ea și am strigat. Mulțumesc, mătușă Marco. Sper să-ți placă, Harry. Am rupt hârtia. Era. Un pix? O, oh, un pix. Am exclamat. Minunat. Da, a răspuns ea. Un pix? Îți mulțumesc foarte mult. I-am zis dar nu era un pic oarecare, a subliniat ea. Avea atașat un peștișor din cauciuc. O, oh, un pic cu peștișor. Ok. Câtă cruzime. Mi-am zis. Din când în când, pe măsură ce avansam în vârstă, îmi dădeam seama că mătușa Margo și cu mine ar fi trebuit să fim prieteni. Aveam atât de multe în comun. Eram două rezerve, Relația ei cu bunica nu se mână în cu a mea și a lui Willy, dar era destul de aproape. Rivalitatea ce mocnea între noi, competiția acerbă, întreținută în mare parte de fratele mai mare, totul părea familiar. Totodată, mătușa Margo nu diferea prea mult de mama. Ambele rebele, ambele catalogate drept sirene. Pablo Picasso se număra printre numeroși bărbați obsedați de Margot. Prin urmare, primul gând pe care l-am nutrit la începutul anului 2002, când am aflat că se îmbolnăvise, a fost să-mi să, să fi avut mai mult timp la dispoziție pentru a o cunoaște. Dar am trecut peste asta. Nu mai era în stare să aibă grijă de ea însă și. După ce și-a opărit picioarele la baie, a rămas imobilizată în scaunul cu rotile și se spunea că starea ei se degradează rapid. Când a murit pe 9 februarie 2002, primul meu gând a fost că va fi o lovitură grea pentru Gangan, a cărei stare se agrava de asemenea. Bunica a încercat să o convingă pe Gangan să nu participe la înmormântare, însă Gangan s-a ridicat din patul ei de suferință și, la scurtă vreme după ziua aceea, a căzut rău. Tata a fost cel care mi-a spus că ajunsese imobilizată la Pat la Royal Lodge, imensa casă de la țară în care locuise parțial în ultimii 50 de ani, atunci când nu se afla la reședința ei principală, Clarence House. Royal Lodge era situat 3.000 mai la sud de Castelul Windsor. Tot în parcul Windsor, tot parte din proprietatea coroanei, dar ca și castelul, părea oarecum din altă lume. Tavane amețitor de înalte. Ale cu pietriș ce șerpuia senin prin grădinile pline de viață. Construit la scurtă vreme după moartea lui Cromwell. M-am simțit consolat la gândul că Gangan era acolo, într-un loc pe care știam că îl iubește. Stătea în patul ei, mi-a zis tata, și nu suferea. Bunica era adesea cu ea. Câteva zile mai târziu, la Eton, în timp ce studiam, am primit un telefon. Aș vrea să mă amintesc a cui era vocea de la celălalt capăt al firului, un membru al curții, probabil. Mă amintesc că era chiar înainte de Paște, vremea era însorită și caldă, iar prin fereastra mea se strecura lumina, plină de culori vii. Alteța voastră regală, regina mama a murit. Să trecem la Willy și la mine, câteva zile mai târziu. Costume negre, fețe mohorâte, ochi plini de dejavu. Am pășit încet în urma afetului de tun, în acorduri de cimpoaie, sute de cimpoaie. Sunetul m-a aruncat înapoi în trecut. Am început să tremur. Am refăcut încă o dată oribilul drum spre Westminster Abbey. Apoi ne-am suit în mașină, ne-am alăturat cortegiului din centrul orașului, de-a lungul bulevardelor Whitehall și de Mall, până la sete. Georges Chapel Toată dimineața aceea privirea mi s-a îndreptat într-una spre capacul sicriului lui Gangan, deasupra căruia fusese așezată coroana. Cele trei de diamante și bijuterii ale acesteia scânteiau în lumina soarelui de primăvară. În centrul crucii se afla un diamant de mărimea unei minci de crichet. De fapt, nu era un simplu diamant, era marele diamant al lumii, un monstru de 105 carate, numit Cohinur cel mai mare diamant văzut vreodată de ochi unui om. Dobândit de Imperiul Britanic ajuns la apogeu. Furat, credea unii. Auzisem că e fascinant și, totodată, blestemat. Bărbații se luptaseră și muriseră pentru el, de aceea se spunea că blestemul care apasă asupra lui este unul masculin. Doar femeile aveau voie să-l poarte. 36. Ce ciudat e, după atâta doliu, să petreci pur și simplu. Și totuși, câteva luni mai târziu, a sosit jubileul de aur. Cea de-a 50 -a aniversare a domniei bunicii mele. În acele patru zile din vara anului 2002, Willy și cu mine ne-am schimbat într-una cu diverse ținute elegante, ne-am suit dintr-o mașină neagră într-alta și ne-am îndreptat grăbiți spre altă locație pentru încă o petrecere sau o paradă, o recepție sau o gală. Marea Britanie era asaltată. Oamenii dansau pe străzi, cântau la balcoane sau pe acoperișuri. Toată lumea purta câte o versiune a drapelului Uniunii. Într-o națiune renumită pentru reticența sa, aceasta era expresia uluitoare a bucuriei dezlănțuite. Uluitoare pentru mine, în orice caz. Bunica nu părea uluită. Eu eram uluit de lipsa ei de uluire. Nu că ea nu ar fi avut nicio emoție. Din potrivă, din totdeauna am crezut că bunica simțea toate emoțiile umane firești. Doar că știa cum să le controleze mai bine decât noi, muritorii de rând. În weekendul dedicat Jubileului de Aur, am stat în mare parte alături sau în spatele ei și adesea mi-am spus, dacă asta nu o tulbură, atunci își merită pe deplin reputația pentru seninătatea ei imperturbabilă. Caz în care poate că eu sunt un copil găsit. Fiindcă sunt cu nervii la pământ. Existau multe motive pentru care eram nervos, dar principalul era un scandal care stătea să izbucnească. Fix înaintea jubileului, fusesem convocat de unul dintre curteni în micul său birou și, fără prea multe introduceri, acesta mă întrebase. Harry consum cocaină. Reminiscențe ale prânzului meu alături de Marco. Poftim. Dacă. Cum aș putea? Nu. Hașme. Ar putea exista vreo fotografie pe undeva. E posibil să aibă cineva undeva, o poză în care tu consumi cocaină. Dumnezeule. Nu. E ridicol. De ce? Mi-a explicat că fusese abordat de către editorul unui ziar, care susținea că intrase în posesia unei fotografii cel înfășa pe prințul Harry trăgând pe nas. E un mincinos. Nu e adevărat. Înțeleg oricum ar fi, acest editor e dispus să încuie fotografia în seiful lui pentru totdeauna. În schimb, dorește să discute cu tine și să-ți explice că ceea ce faci este foarte dăunător. Vrea să-ți dea câteva sfaturi de viață. Ah! Înspăimântător! Și ret! De fapt, diabolic fiind că, dacă accept această întâlnire, înseamnă că îmi recunosc vinovăția. Așa e, mi-am zis că, după Rehabăr cu toții vor să încerce câte o șmecherie cu mine. Femeia aceea am dăduse o lovitură directă, iar acum concurența și aș aștepta rândul. Când se va termina chestia asta? M-am încurajat, spunându-mi că editorul nu avea nimic la mână, că juca, pur și simplu, la cacealma. Auzise, probabil, vreun zvon și acum încerca să-l verifice rămâi pe poziție, mi-am spus. Apoi am spus reprezentantului curții să-i dejoace în scenarea, să-i respingă categoric afirmația și să refuze înțelegerea. Mai presus de orice, să refuze întâlnirea solicitată. Nu mă voi supune șantajului. Bărbatul a încuvințat din cap. S-a făcut. Desigur, eu chiar luasem cocaină la vremea aceea pe proprietatea cuiva de la țară, într-un weekend petrecut la vânătoare, cineva m oferise o priză și, de atunci, mai trăsesem în câteva. Nu a fost prea amuzant și nu m-a făcut deosebit de fericit, cumpărea toată lumea din jurul meu, dar m-a făcut să mă simt diferit și acesta era scopul principal. Să mă simt diferit Eram un băiat de 17 ani profund nefericit, dispus să încerce aproape orice ca să schimbe situația. Sau cel puțin asta îmi spunea mie însu. Pe atunci mă puteam minți la fel de ușor cum îl mințișem pe acel membru al curții. Însă cocaina nu meritase efortul, îmi dădeam seama acum. Riscul depășea cu mult răsplata. Să fiu amenințat că voi fi de conspirat, să mă confrunt cu perspectiva de a distruge jubileul de aur al bunicii, să mă aflu pe muchie de cuțit în relație cu presa, nimic nu merita toate acestea. Partea bună e că îmi făcusem jocul. După ce am demascat înșelătoria jurnalistului, acesta nu a mai spus nimic. Așa cum bănuiam, nu avea nicio fotografie, iar atunci când descrocheria lui nu a funcționat, s-a retras pe furiș. Sau nu tocmai. S-a furișat în Clarence House și s-a împrietenit cu Camila și cu tata. Îmi era rușine că mint. Dar totodată eram mândru. Într-o situație dificilă, într-o criză înspăimântătoare, nu eram nici de cum liniștit ca bunica, dar cel puțin reușisem să o uimit. Preluasem o parte din puterea ei extraordinară, din stoicismul ei eroic. Regretam că i-am vândut reprezentantului curții povești vânătorești, însă alternativa ar fi fost de zece ori mai rea. Așadar, mi-am făcut bine treaba. Poate că, la urma urmei, nu eram un copil găsit. 37. În ziua de marți, momentul culminant al jubileului, milioane de oameni au urmărit-o pe bunica străbătând drumul de la palat la biserică. O slujbă specială de mulțumire. A mers cu bunicul într-o trăsură din aur era, în întregime, fiecare centimetru pătrat din aur săcălipitor. Portiere de aur, roți de aur, acoperiști din aur și, deasupra tuturor, o coroană din aur, susținută de trei ingeri turnați în aur strălucitor. Trăsura fusese construită cu 13 ani înainte de Revoluția Americană și încă se afla în stare bună de funcționare. În timp ce aceasta îi purta pe străzi pe bunica și pe bunicul, undeva, în îndepărtare, un cor impresionant intona innul în coronării. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Am făcut-o! Am făcut-o! Fiindcă cu greu nu i s-ar fi făcut pielea de găină până și celui mai morocănos dintre antimonarhiști. Cred că în ziua aceea au avut loc un prânz oficial și un dineu, care însă au fost oarecum dezamăgitoare. Evenimentul central, după cum a recunoscut toată lumea, avusese loc cu o seară în urmă, în grădinile Palatului Buckingham, un spectacol susținut de cei mai renumiți muzicieni ai secolului. Paul McCartney a cântat Her Majesty. De pe acoperiș, Brian May a interpretat God Save the Queen. Ce minunat! Au exclamat mulți. Și ce miraculos că bunica era atât de modernă încât să permită și chiar să savureze toată această muzică rock. Așezat exact în spatele ei, nu m-am putut abține să nu gândesc același lucru. Văzând-o cum bate din picior și cum se leagă în, în ritmul muzicii, îmi venea să o îmbrățișez, deși nu am făcut-o, firește. Nici nu se punea problema. Nu o făcusem niciodată și nici nu-mi imaginam vreo împrejurare în care un astfel de gest putea fi privit cu bunăvoință. Circula o poveste celebră despre cum mama încercase să o îmbrățișeze pe bunica. Fusese mai degrabă o tentativă de a o îmbrățișa decât un gest în sine, dacă e să ne luăm după spusele martorilor. Bunica s-a retras ca să evite contactul și momentul s-a încheiat stânjenitor, s-au evitat priviri și s-au murmurat scuze. Ori de câte ori încercam să-mi imaginez scena, aceasta mă ducea cu gândul la un hoț de buzunare surprins asupra faptului sau la un jucător de rug placat de adversar. Văzând-o pe bunica legănându-se pe acordurile rock ale lui Brian May, m-am întrebat dacă tata încercase vreodată. Probabil că nu. Când avea cinci sau șase ani, bunica l-a lăsat și a plecat într-un turneu regal care a durat mai multe luni, iar când s-a întors, ea oferit o strângere fermă de mână. Ceea ce a fost, probabil, mai mult decât primise vreodată de la bunicul. Într-adevăr, bunicul era atât de distant, atât de ocupat cu călătoriile și cu munca lui, încât abia dacă l-a văzut pe tata în primii câțiva ani din viață. Pe măsură ce concertul avansa, am început să mă simt tot mai ostenit. Mă durea capul din pricina muzicii zgomotoase și a stresului din ultimele câteva săptămâni. Însă bunica nu dădea semne de oboseală. Se ținea tare în continuare. Bătea ritmul și se legăna mai departe. Brusc m-am uitat mai atent. Am observat că avea ceva în urechi. Ceva din aur. Din aur, precum trăsura de aur. Din aur, precum îngerii din aur. M-am aplecat spre ea. Poate că nu era tocmai aur. Nu, poate că era mai degrabă ceva galben. Da. Dopuri de urechi galbene. Am plecat privirea în poală și am zâmbit. Când am ridicat din nou capul, am privit vesel cum bătea ritmul unei muzici pe care nu o auzea, sau poate o muzică pe care găsise o modalitate inteligentă și subtilă de a o ține la distanță. De a o controla. Atunci mi-am dorit, mai mult ca oricând, să-mi îmbrățișez bunica. 38. În vara aceea am stat cu tata, probabil la Balmoral, deși e posibil să fi fost la Clarence House, unde locuia acum mai tot timpul. Se mutase acolo la scurtă vreme după moartea lui Gangan și oriunde locuia el, acolo locuiam și eu. Asta când nu mă aflam la Conac. Cum se apropia ultimul meu an la Eton, tata voia să discutăm despre ce aveam de gând să fac mai departe. Majoritatea colegilor mei plecau la universitate, Willy se afla deja la sete. Andreus și mergea de minune. Henner mai își terminase examenele finale la Harrow School și plănuia să meargă la Newcastle. Și tu, băiete drag, te-ai gândit vreun un pic la viitor? Păi da. Mă gândisem. De câțiva ani vorbeam cu toată seriozitatea despre o slujbă în cadrul stațiunii de schi din Leamarlberg, unde obișnuia să ne ducă mama. Ce amintiri minunate! Mai exact, voiam să lucrez la căsuța cu fondue șapte din centrul orașului, pe care mama o adora. Acel fondue îți putea schimba viața. Așa eram de nebun. Însă acum i-am spus tatălui meu că renunțasem la fantezia aceea, iar el a oftat de ușurare. În schimb, îmi venise ideea să mă fac instructor de schi. Tata s-a încordat din nou. Sub nicio formă. Bine, a urmat o pauză lungă. Ce-ai zice de ghid de safari? Nu, băiete drag. n să fie ușor. O parte din mine chiar își dorea o ocupație neconvențională, ceva care să-i facă pe toți membrii familiei, pe toți conaționalii, să se ridice și să exclame, ce naiba. Pe de-o parte voiam să renunț, să dispar, așa cum făcuse mama. Așa cum făcuseră alți prinți. Oare nu existase unul în India, acum multă vreme? Un tip care a ieșit, pur și simplu, din palat și s-a așezat sub un smoking frumos. Citiserăm despre el la școală. Sau trebuia să fi citit. Pe de altă parte însă eram extrem de ambițios. Lumea presupunea că prințul de rezervă nu are sau nu ar trebui să aibă niciun fel de ambiție. Se credea că, în general, membrii familiei regale nu aveau nicio dorință de a face carieră și nicio anxietate. Faci parte din familia regală, totul îți e servit pe tavă, de ce să-ți faci griji? Dar, de fapt, eram destul de îngrijorat la gândul că trebuie să-mi croiesc propriul drum, să descoper care e rostul meu în viață. Nu voiam să fiu unul dintre leneșii aceia care sorb cocktailuri și fac lumea să-și dea ochii peste cap, leneși pe care cu toții îi evitau la reuniunile de familie. Cu secole în urmă existaseră multe astfel de persoane în familia mea. De fapt, tata ar fi putut deveni unul dintre ei. Din totdeauna fusese descurajat de la muncile grele, mi-a mărturisit. Întâi se sugerase că moștenitorul nu ar trebui să facă prea multe, că nu ar trebui să se străduiască prea tare, de teamă să nu le clipseze pe monarh. Însă el se revoltase, își ascultase vocea interioară, descoperise lucruri care le entuziasmau. Își dorea asta pentru mine. De aceea nu a insistat să mă duc la universitate. Știa că nu am asta în sânge. Nu că eram cu adevărat împotriva ideii de facultate, de fapt, Universitatea din Bristol chiar părea interesantă. Îi studiasem cu atenție prezentările și chiar luasem în considerare un curs de istorie a artei. O mulțime de fete drăguțe se înscriau la cursul acela. Însă nu mă puteam imagina petrecând ani buni a plecat asupra unei cărți. Nici pedagogul de la Eton nu putea. Mi-o spusese deschis, nu ești genul care merge la universitate, Harry acum și tata se declara de acord. Nu reprezenta un secret faptul că eu nu eram eruditul familiei, mi-a zis el delicat. Nu mi-a spus-o cu răutate. Dar tot am tresărit. Am întors-o amândoi pe toate părțile, am analizat iar și iar în minte, apoi, printr-un proces de eliminare, ne-am oprit asupra armatei. Avea sens. Se potrivea cu dorința mea de a face ceva nonconformist, de a dispărea armata avea să mă ferească de privirile indiscrete ale publicului și ale presei. Și totodată corespundea dorinței mele de a face o schimbare. În plus, îmi reflecta personalitatea. În copilărie, jucăriile mele preferate fuseseră din totdeauna soldăței în miniatură. Petrecuse mii de ore planificând și purtând bătălie epice cu aceștia la Palatul Kensington și în grădinile de la Higrove, proiectate de Rosemary Verey. Totodată, tratasem fiecare joc de paintball de parcă viitorul comun al ului depindea de rezultat. Tata mi-a zâmbit. Da, băiete drag. Armata pare a fi exact ce-ți trebuie. Dar mai întâi a adăugat. Multă lume aș lua, în mod frecvent, o pauză de un an. Cu toate acestea, tata considera că un an sabatic reprezenta una dintre cele mai instructive perioade din viața unui om. Vizitează lumea, băiete drag. Ai parte de aventuri. Așa că m-am așezat cu Marco și am încercat să decidem împreună cum ar putea arăta respectivele aventuri. Pentru început ne-am oprit la Australia. Să petrecem o jumătate de an lucrând la o fermă. Excelent! Pentru cea de-a două jumătate a anului, Africa. I-am spus lui Marco că aș vrea să mă alătur luptei împotriva Sida. Avea să fie un omagiu adus mamei mele, o continuare explicită a muncii depuse de ea. Nu era nevoie să precizez asta. Marco s-a dus și a făcut câteva cercetări, apoi s-a întors și mi-a spus: Lesoto! Mărturisesc că nu mai auzisem niciodată de locul cu pricina. El m-a învățat. O țară fără ieșire la mare! O țară minunată! La granița cu Africa de Sud! multe nevoi, o grămadă de lucruri de făcut. Eram în culmea fericirii. În sfârșit, aveam un plan. Curând după aceea, l-am vizitat pe Heners. Un weekend la Edinburgh Hash. În toamna anului 2002. Ne-am dus la un restaurant și am povestit totul. Bravo ție, Haz! Mi-a zis. Și el își lua un an de pauză și pleca în Africa de Est. În Uganda, din câte mi-amintesc, să lucreze la o școală rurală. Momentan, însă, avea o slujbă cu jumătate de normă la Lagrove. Lucra ca asistent. În limbajul de la Lagrove, echivalentul pentru băiat bun la toate. Era o slujbă grozavă, susținea el. Avea ocazia să stea cu copiii și să repare tot felul de lucruri prin școală. Plus toate căpșunile și morcovii gratuiti pe care îi poți mânca, l-am tachinat eu. Însă el era destul de serios în privința asta. Îmi place să predau, Haz. O? Oh. Am vorbit cu entuziasm despre Africa, am plănuit să ne întâlnim acolo. După Uganda, după facultate, probabil că și Heners avea să se înroleze în armată. Urma să fie o tunică verde. Nu luase încă o decizie, familia lui purta uniformă de generații. Ne-am propus să ne vedem și acolo. Poate că într-o bună zi ne vom trezi cot la cot în luptă sau ajutând oamenii în celălalt capăt al lumii, ne-am zis. Viitorul? Ne întrebam cu glas tare ce ne rezervă. Eu eram îngrijorat în privința lui, însă nu și Heners. El nu lua viitorul în serios, nu lua nimic în serios să luăm viața așa cum vine, Haz. Așa a fost Heners mereu și pentru totdeauna. Îi invidiam calmul. Deocamdată însă se îndrepta spre unul dintre cazinourile din Edinburgh CH. M-a întrebat dacă vreau să-l însoțesc. Ah, nu pot. I-am zis. Nu puteam sub nicio formă să fiu văzut într-un cazinou. Asta avea să prilejuiască un scandal imens. Păcat, a răspuns el. Noroc! Ne-am urat, promițând că vom vorbi din nou curând. Două luni mai târziu, într-o dimineață de duminică exact înaintea Crăciunului din 2002. Vestea trebuie să fi venit sub forma unui telefon, cu toate că mă amintesc vac să fi ținut în mână receptorul și să fi auzit cuvintele respective. Când se întorceau de la o petrecere de lângă la grove, Heners și încă un băiat se izbiseră cu mașina de un copac, deși amintirea acelui apel e tulbure, rememorez clar reacția mea din clipa respectivă. Aceeași ca atunci când tata îmi spusese despre mama. Ok. Deci Henner s-a avut un accident. Dar e în spital, nu. O să fie bine, da. Dar nu, nu a fost așa. Iar celălalt băiat, șoferul, fusese rănit grav. Willy și cu mine am mers la înmormântare bisericuța unei mici parohi din apropierea locului unde copilării se heners. Mă amintesc că pe băncuțele scârțâitoare din lemn se înghesuise răsute de persoane. Mă amintesc că, după slujbă, am stat la coadă să îmbrățișez pe părinții lui Heners, Alex și Claire, și pe frații lui, Thomas și Charlie. Mi se pare că în timp ce așteptam, am auzit discutându-se în șoaptă despre accident. Știți, era ceață. Nu mergeau departe, dar unde se duceau? Și încă la ora aceea din noapte. Se aflau la o petrecere și sistemul audio se stricase. Așa că plecaseră să aducă altul. Ba nu! S-au dus să împrumute un CD player de la un prieten. Știți, stătea aproape. Așa că nu s-au deranjat să-și mai pună centura. Întocmai ca mama și totuși, spre deosebire de ea, sub nicio formă nu puteam să o consider o dispariție. Aceasta era o moarte, nu exista o altă variantă. Și tot spre deosebire de mama, Heners nu mergea chiar atât de repede. Fiindcă nu era urmărit. Cel mult 32 de kilometri la oră, spunea toată lumea. Și cu toate acestea, mașina se izbise de un copac bătrân, cei bătrâni sunt mult mai tari decât cei tineri, a explicat cineva. 39. N-au vrut să mă lase să plec de la Eton până când n-am jucat pe scenă. Asta mi-au spus, că trebuie să interpretez un rol într-una dintre piesele lor oficiale înainte să mi libereze diploma și să plec în sălbăticie. Suna ridicol, însă teatrul era o chestie al naibii de serioasă la Eton. Departamentul de teatru punea anual în scenă câteva spectacole, iar cel de la finalul anului era întotdeauna și cel mai important dintre toate. La sfârșitul primăverii anului 2003 au prezentat mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare. Eu am primit rolul lui Conrad. Un personaj secundar. Era poate un individ care bea, poate un alcoolic, ceea ce a oferit presei toate ocaziile posibile ca să mă numească și pe mine bețiv. Ce e asta? Distribuție într-un rol similar, nu. Articolele se scriau singure. Profesorul de teatru de la Eton nu mi-a spus nimic despre distribuția în același tip de rol atunci când mi-a încredințat personajul. Mi-a zis doar că eu sunt Conrad Distracție. Plăcută, Harry, iar eu nu i-am pus la îndoială motivele. Nu m-aș fi îndoit de ele nici măcar dacă aș fi suspectat că-și bate joc de mine, fiindcă voiam să scap de eton, iar ca să scap trebuia să-mi interpretez rolul. Studiind piesa am aflat, printre altele, că era greșit și superficial să te concentrezi exclusiv asupra faptului că personajul consuma alcool. Conrad era cu adevărat un individ fascinant. Loial și totodată imoral. Bun sfătuitor, dar, în esență, un tip care căuta să urmeze pe cineva. Și mai presus de orice, era un om de încredere, un partener, a cărui menire principală, din câte se părea, era să ofere publicului un moment hasliu. Mi-a venit ușor să intru într-un asemenea rol, și în timpul repetiției generale, am descoperit că am un talent ascuns. S-a dovedit că a face parte din familia regală și a fi pe scenă nu sunt două lucruri chiar atât de diferite. Actoria e actorie, indiferent de context în seara premierei, așezat exact în mijlocul sălii teatrului Farer, tata s-a distrat mai bine decât oricine altcineva. Iată că visul ei devenea realitate. Fiul său interpreta espiare, demonstrând astfel că meritase toți banii pe care îi cheltuise cu el. A stricat, a hohotit de râs, a aplaudat. Dar în mod inexplicabil, atunci când nu trebuia. În mod bizar, momentele alese erau total nepotrivite. Tăcea atunci când toți ceilalți râdeau. Râdea când toți ceilalți tăceau. Gesturile lui nu doar că erau ușor observabile, ci chiar le distrăgeau atenția celorlalți. Publicul credea că tata e un personaj din piesă, poziționat acolo intenționat. Cine e omul acela care râde din nimic? O, e prințul de oales. Mai târziu, în culise, tata m-a copălșit cu complimente ai fost minunat, băiete drag. Dar eu nu mi-am putut ascunde supărarea. Ce s-a întâmplat, băiete drag? Tată, ai râs într-una în momentele nepotrivite. El a fost nedumerit. Și eu la fel. Cum denunțele nu absolut nimic din ce-i spuneam? Încetul cu încetul, lucrurile s-au lămurit îmi povestise cândva că, atunci când fusese de vârsta mea și jucase la școală într-o piesă de teatru de șachespiare, bunicul venise și făcuse exact același lucru. Răsese în momentele nepotrivite. Făcuse un adevărat spectacol. Prin urmare își imita tatăl. Fiindcă nu știa un alt mod de a fi părinte. Sau era un gest inconștient, o genă îndepărtată care se manifesta acum. Oare fiecare generație e sortită să repete păcatele? Generație anterioare Voiam să știu și aș fi putut să întreb, dar nu era genul de subiect pe care să-l poți aborda vreodată cu tata. Sau cu bunicul. În consecință, mi l-am alungat din minte și am încercat să mă concentrez asupra aspectelor pozitive. Tata e aici și e mândru, iar asta nu e o nimica toată, mi-am spus era mult mai mult decât aveau alți copii. I-am mulțumit și l-am sărutat pe ambi obrași. Cum spunea Conrad, n-ați putea găsi o întrebuințare nemulțumirii ce vă macină. 8. 40. Am absolvit Eton în iunie 2003, grație muncii asidue și orelor suplimentare de meditații aranjate de tata. Nu era o realizare neînsemnată pentru cineva atras atât de puțin de studiu, atât de limitat, atât de distras cum eram eu, și, cu toate că nu eram mândru de mine tocmai pentru că nu știam cum, am sesizat că dialogul meu interior permanent autocritic a mai luat o pauză. Și apoi am fost acuzat de înșelătorie. Un profesor de artă a prezentat dovezi de înșelăciune, care s-au dovedit a nu fi dovezi de înșelăciune. S-au dovedit a nu fi absolut nimic, și mai târziu, comisia de examen m-a absolvit de vină. Însă răul fusese făcut. Acuzația rămânea. Cu inima rănită, am vrut să dau o declarație, să țin o conferință de presă, să spun lumii că eu am scris lucrarea aceea. Nu am trișat. Reprezentanții palatului nu mi-au permis să o fac. În privința asta, ca și în majoritatea situațiilor, palatul rămânea fidel motoului familiei, nu te plânge niciodată, nu oferi niciodată explicații. Mai ales dacă reclamantul era un băiat de 18 ani. Și astfel am fost obligat să tac și să trec cu vederea incidentul, în vreme ce ziarele mă făceau trișor și prost în fiecare zi. Din pricina unui proiect de artă. Adică, cum să trișezi la un proiect de artă? Acesta a fost momentul oficial al acordării unei porecle ofensatoare, prințul Prostea. La fel cum mi se deduse rolul lui Conrad fără să fiu consultat, tot astfel mi era acum distribuit acest rol. Diferența era că am jucat mult zgomot pentru nimic timp de trei seri. Pe când acesta părea un rol ce avea să dureze o viață întreagă. Prințul Harry. Ah, da, nu e prea isteț. Am citit că nu e în stare să treacă un simplu test fără să trișeze. Am discutat cu tata despre asta. Eram în pragul disperării. Mi-a zis ce zicea el întotdeauna. Băiete drag, pur și simplu nu mai citi știrile. El nu le citea niciodată. Citea orice altceva, de la șache spiare la articole despre schimbările climatice, însă niciodată știrile se uita la BBC, dar sfârșea adesea prin a arunca telecomanda în televizor. Problema era că toți ceilalți le citeau. Întreaga familie susținea că nu o face, la fel ca tata, dar deși spuneau că nu citesc nimic, la chei în livrea se învârteau în jurul lor aducându-le pe tăv de argint toate ziarele englezești, aranjate la fel de frumos precum biscuiții și marmelada. 41. Ferma se numea Tulumbila. Proprietarii erau soții Hill, Noel și Anie. Fuseseră prieteni cu mama. Anie fusese colega de apartament a mamei mele atunci când i și începuse relația cu tata. Marco m-a ajutat să-i găsesc și, cumva, i-a convins să mă primească ucenic voluntar peste vară. Soții Hill aveau trei copii, Nick Eustie și George. Cel mai mare, George, era de -o seamă cu mine, deși părea mai în vârstă, poate din cauza anilor îndelungați în care trudise în fierbintele soare australian. Când am ajuns acolo, am aflat că George avea să-mi fie mentor, șeful meu într-un fel, directorul meu. Deci tu nu se mâna deloc cu Eton. De fapt, nu se mâna cu niciun alt loc în care fusesem eu până atunci. Proveneam dintr-un ținut plin de verdeață. Ferma familiei Hill era o odă închinată maroniului. Proveneam dintr-un loc în care fiecare mișcare mi era monitorizată, catalogată și supusă judecății. Ferma familiei Hill era atât de vastă și de îndepărtată, încât mare parte din zi nu mă vedea nimeni, cu excepția lui George. Și a ciudatului Walabi. Mai presus de toate, proveneam dintr-un loc cu climă temperată, ploioasă și rece. La ferma soților Hill era foarte cald. Nu eram sigur că pot suporta genul acela de căldură. Pustietatea Australiei avea o climă pe care nu o înțelegeam și pe care corpul meu nu părea să o accepte. La fel ca tata, mă ofileam doar dacă auzeam vorbindu-se despre căldură, cum se presupunea că o să îndur un cuptor aflat într-un furnal amplasat într-un reactor nuclear din mijlocul unui vulcan activ. Era un loc nepotrivit pentru mine și cu atât mai nepotrivit pentru bodyguards mei. Biții băieți, dintre toate misiunile din lume. În plus, locuința lor era extrem de spartană, o anexă situată la marginea fermei. Rareori îi vedeam și adesea mi imaginam îmbrăcați în short, stând în fața unui ventilator zgomotos, aducându-și morocănoși ceveurile la zi. Soții Hilmă găzduiseră în casa lor, un bungalou mic și drăguț, acoperit cu șindri la albă, cu trepte din lemn ce duceau către o verandă largă, la intrare, o ușă care scotea un scârțit ca un mieunat de fiecare dată când o deschideai și un bufnet puternic de fiecare dată când o lăsai să se închidă singură. Ușa avea o plasă bine întinsă, care ținea la distanță țânțarii, mari cât niște păsări. În prima seară, la cină, n-am auzit nimic altceva decât buzitul ritmic al acelor vampiri care se izbeau de plasă, în afară de asta, nu prea era altceva de auzit. Ne simțeam cu toți ușor stânjeniți în încercarea noastră de a ne preface că sunt ucenic, nu prinț, și străduindu-ne să pretindem că nu ne gândim la mama, cărei i fusese draganie și care o iubise la rândul ei. În mod evident, anie voia să vorbească despre mama, dar, ca și în cazul lui Willy, pur și simplu nu puteam. Așa că am înfulecat mâncarea, am lăudat-o și am cerut a două porție, scormonind în minte în căutarea unor subiecte de conversație inofensive. Dar nu am găsit niciunul. Căldura m-a afectase deja abilitățile cognitive. Înainte să adorm în acele prime nopți petrecute în sălbăticie, evocam imaginea lui Marco și îl întrebam îngrijorat, oare am cântărit bine toate astea, prietene? 42. Remediul pentru toate aceste probleme era, ca întotdeauna, munca. O muncă neîntreruptă, grea și stovitoare, asta aveau de oferit soții Hil, și încă din Belșuc, iar eu nu mă puteam sătura de ea. Cu cât munceam mai mult, cu atât mai puțin simțeam mașița, iar la cină îmi venea cu atât mai ușor să vorbesc sau să nu vorbesc. Dar nu era doar muncă. Să fiu ucenic presupunea vitalitate, firește, dar și o anumită măestrie. Trebuia să știi să îmbâlânzești animalele. Trebuia să interpretezi semnele cerului și ale pământului. Totodată trebuia să te pricepi foarte bine la călărie. Venisem în Australia convins că mă pricep la cai, dar soții hil erau huni, amândoi se în rănșa. Noel era fiul unui jucător. Profesionist de polo. Era fostul antrenor de polo al tatălui meu. Anir putea să mângâie pe cap un cal și să-ți spună ce gândește animalul. Iar George se urca în cu mai multă ușurință decât se suie în pat majoritatea oamenilor. O zi obișnuită de muncă începea în toiul nopții. Cu ore bune înainte de ivirea zorilor, George și cu mine ieșeam din casă împleticindu-ne, apoi ne apucam de primele treburi, încercând să facem cât mai multe cu putință înainte de răsăritul soarelui la prima geană de lumină, încălecam pe cai, galopam până la capătul celor 16.000 de hectare ale familiei Hill, dublu față de Balmoral, și începeam să mânăm vitele. Adică să mutăm cireada dintr-un loc într-altul. Căutam totodată vitele care se rătăciseră peste noapte și le aduceam înapoi în cireadă. Sau le urcam pe unele dintre ele într-o remorcă și le duceam în altă parte niciodată nu am știut exact de ce le mutam pe unele sau pe altele, dar am înțeles ideea principală, vacile au nevoie de spațiu. Le simțeam. Ori de câte ori George și cu mine găsiam câte un grup de vite rătăcite, o mică revoltă bovină, se dovedea fi o adevărată provocare. Era vital să le ținem la oaltă. Dacă se împrăștiau, eram terminați. Ne-ar fi luat ore întregi să le adunăm și atunci ziua ar fi fost distrusă dacă una dintre ele o apuca printr-un pâlc de copaci, să zicem, George și cu mine trebuia să plecăm călare după ea cât de repede cu putință. Când și când în toiul urmăririi, erai trântit din șa de câte o creangă joasă și poate chiar leșinai. Când îți reveneai, verificai dacă te-ai ales cu vreun os rupt sau o hemoragie internă, în timp ce calul stătea posomorât a plecat asupra ta. Trucul era ca urmărirea să nu dureze prea mult, Guana îndelungată obosea vaca, îi diminua grăsimea corporală și îi scădea valoarea pe piață. Grăsimea însemna bani și nu era loc pentru greșeli când venea vorba de vitele australiene, care oricum aveau un strat mic de grăsime. Apa era puțină, iarba era rară, iar cea care exista era adesea înfulecată de canguri, pe care George și familia lui îi priveau așa cum alți oameni priveau șobolanii. Întotdeauna mă înfioram și chicoteam când auzeam cum vorbește George cu vitele îndărătnice. Le ocăra, le înjura, le blestema, folosind cu precădere un blestema nume, un cuvânt pe care multă lume nu îl folosește nici măcar o în viață. George nu rezista nici cinci minute fără să-l rostească. Majoritatea oamenilor se ascund sub masă când aud cuvântul respectiv, dar pentru George era echivalentul briceagului de armată elvețian în materie de limbaj, aplicații și moduri de utilizare infinite. Și totodată îl făcea să sune aproape încântător, grație accentului său australian. Era doar unul dintre zecile de cuvinte din vocabularul lui George. De pildă, o grasă era o vacă durdulie, gata să fie sacrificată. Un juncan era un bou tânăr care ar fi trebuit castrat, însă nu fusese încă. Un înțercat era un vițel despărțit recent de mama lui. Un fum era o pauză de țigară. Haleala era mâncarea. Am petrecut mare parte din sfârșitul anului 2003 în șa, urmărind un înțercat, trăgând un fum și visând la următoarea halelă. Uneori greu, alteori plictisitor, mânatul vitelor putea să-ți stârnească neașteptat de multe emoții. Cu femelele tinere era mai ușor, căci mergeau în control în drumai, dar masculilor tineri nu le plăcea să le spui ce să facă și cel mai tare le displăcea să fie despărțiți de mamele lor. Plângeau, gemiau, uneori te atacau, scuturând sălbatic din coarne, lucru care putea oricând să-ți distrugă un membru sau să-ți secționeze o arteră. Dar nu-mi era teamă. În schimb, simțeam empatie. Iar masculii tineri păreau să știe asta. Una dintre muncile pe care refuzam să le fac, singura treabă de care mă feream cu sfială, era să castrez animale. Ori de câte ori George scotea lama aceea lungă și strălucitoare, eu ridicam mâinile. Nu, prietene! Nu pot să fac asta! Cum vrei! La sfârșitul zilei, făceam un duș fierbinte, luam o cină copioasă, apoi mă așezam cu George pe verandă, rulam țigări și sorbeam bere rece. Uneori ascultam la micul lui CD Player, care mă mintea de aparatul fără fir al tatălui meu. Sau de Heners. El și celălalt băiat s-au dus să aducă alt CD Player, deseori stăteam și priveam, pur și simplu, în depărtare. Pământul era atât de neted, încât vedeai furtunile cu descărcări electrice cu câteva ore înainte să ajungă la tine, primele fulgere subțiri brăzdând cerul la orizont, pe măsură ce tunetele se intensificau și se apropiau, vântul năvălea în casă și răvășea perdelele. Apoi camerele erau străbătute de lumină albă. Primele tunete zguduiau mobila. Și în cele din urmă, se dezlănțuia potopul. George ofta. Părinții lui oftau. Ploaia însemna iarbă, iarba însemna grăsime. Ploaia însemna bani. Chiar dacă nu ploua, tot era o binecuvântare, fiindcă după vijelie cerul senin era presărat de stele. Obișnuiam să-i arăt lui George ce mi-arătase mie gașca din boțoană. O vezi pe cea strălucitoare de lângă lună. Aceea este Venus. Și cea de acolo este constelația Scorpionului, cel mai bine se vede din emisfera sudică. Iar acelea sunt Pleiadele și aceea este Sirius, cea mai strălucitoare stea de pe cer. Acela este Orion sau vânătorul. Totul se rezumă la vânătoare, nu-i așa? Vânători, vânați! La ce te referi, Harry? La nimic, prietene! Cel mai fascinant mi se părea cât de departe se aflau toate stelele. Lumina pe care o vedeai se născuse cu sute de secole în urmă. Cu alte cuvinte, uitându-te la ostea, stea, priveai în trecut, la un moment situat cu mult înainte de nașterea oricăruia dintre cunoscuții tăi sau dintre persoanele dragi ție. Sau de moartea lor. Ori poate înainte de dispariția lor. De obicei, George și cu mine adormeam buștean pe la opt și jumătate. De multe ori, eram atât de obosiți, încât nici nu mai apucam să ne scoatem hainele. Nu mai era frică de întuneric, ci îl doream cu ardoare. Dormeam ca un mort, mă trezeam ca și cum aș fi renăscut. Dureros, dar pregătit pentru mai mult. Nu existau zile libere. Între munca necruțătoare, căldura necruțătoare, vitele necruțătoare, simțeam că slăbesc tot mai mult, în fiecare dimineață eram cu un kilogram mai ușor și cu câteva zeci de cuvinte mai tăcut. Îmi pierdeam până și accentul englezesc. După șase săptămâni, nu mai semăna deloc cu accentul lui Willie și al tatălui meu. Semăna mai degrabă cu al lui George. Și mă și îmbrăcam ca el. Am început să port o pălărie de cowboy, pleoștită, din păslă. Purtam la mine unul dintre bicele lui vechi din piele. În cele din urmă, mi-am luat un nume nou, care să se potrivească noului Harry, spic nouă. S-a întâmplat așa, părul meu nu și-a mai revenit niciodată complet după ce îi lăsasem pe colegii de la Eton să mă radă pe cap. Câteva șuvițe stăteau zbârlite precum iarba bantoiul verii, altele stăteau lipite de cap, parcă date cu fixativ. George arăta adesea spre părul meu și spunea, arăți vraiște. Dar într-o excursie la Saidni, când m-am dus să văd cupa mondială de rugby, mi-am făcut oficial apariția la grădina zoologică Tarunga și am fost rugat să fac o fotografie cu un animal numit echidna. O combinație între un arici și un furnicar, avea părtare și țepos, motiv pentru care îngrijitorii îl boteza se răspic. Arăta cum spunea George, complet vraiște. Mai exact, semăna cu mine. Foarte tare! Iar când George a văzut, din întâmplare, o fotografie cu mine și cu Spic, a strigat. Has, chestia aia are părul ca al tău. De atunci nu m-a mai strigat niciodată altfel decât spic. După care și bodyguardii mei au preluat porecla. Ba chiar au făcut din spic numele meu de cod atunci când comunicau prin radio. Unii și-au imprimat chiar și tricouri, pe care le purtau când mă păzeau, spic 2003. Foarte curând, prietenii mei de acasă au auzit porecla și au adoptat-o. Am devenit spic atunci când nu eram Haz, Baz, Prințul Ucenic, Harold, băiete drag sau uscățivul, o poreclă dată de unii dintre membrii personalului de la palat. Identitatea mea fusese din totdeauna o problemă pentru mine, dar cu șase nume formale și de două ori pe atâtea porecle, totul devenea foarte derutant. De cele mai multe ori nu-mi păsa cum mă strigă lumea. De cele mai multe ori îmi spuneam, nu-mi pasă cine sunt, câtă vreme e cineva nou, altcineva decât prințul Harry. Dar apoi a sosit un pachet oficial de la Londra, de la Palat, și vechiul eu, vechea mea viață, aceea de membru al familiei regale, a revenit în forță. Pachetul ajungea de obicei cu poșta normală, deși uneori pe aceasta o aducea câte un nou bodyguard sub braț, Gărsile se schimbau constant, la fiecare două săptămâni, ca să fie odihnite și să-și poată vedea familiile. Pachetul conținea scrisori de la tata, documente oficiale, plus rezumate ale acțiunilor caritabile în care eram implicat. Toate purtau un semnul Atene Prințul Harry. Într-o zi, pachetul conținea o serie de note informative din partea echipei biroului de presă privind o chestiune delicată fostul majordom al mamei scrisese o carte de dezvăluiri, care de fapt nu dezvăluia nimic. Era doar versiunea lucrurilor prin care el se justifica, ținând cont doar de el și de punctul lui de vedere. Cândva mama îl numise pe acest majordom dragul ei prieten și implicit avusese încredere în el. Și noi la fel. Iar acum individul profita de dispariția ei ca să scoată niște bani. Gestul lui a făcut să-mi sângele în vene. Voiam să iau primul zbor spre casă și să mă duc să-l confrunt. L-am sunat pe tata și l-am anunțat că mă sui în avion. Sunt sigur că aceea a fost singura mea conversație cu el de când mă aflam în Australia. El și într-un apel separat, Willy m-au convins să nu o fac. Tot ce puteam face, mi-au zis amândoi, era să-l acuzăm împreună de calumnie. Și asta am făcut. Sau, mai bine zis, ei au făcut-o. Eu nu am avut nicio legătură cu redactarea documentului. Eu, unul, aș fi mers mult mai departe. Documentul îl critica, cu un ton moderat, pe majordom pentru trădarea de care dăduse dovadă și îi solicita în mod public o întâlnire, pentru a-și justifica motivele și pentru a discuta așa zisele lui dezvăluiri. Majordomul ne-a răspuns public că e de acord cu întâlnirea. Însă nu avea un scop constructiv. A declarat pentru un ziar că mi-ar plăcea să le spun ce părere am. El voia să ne spună nouă ce părere are. Am așteptat neliniștit acea întâlnire. Am numărat zilele. Firește că întâlnirea nu a mai avut loc. Nu știu de ce, presupun că au anulat-o reprezentanții palatului. Ce păcat! Mi-am zis. Mă gândeam la omul ăla ca la singurul tău rătăcit care reușise să scape în vara aceea.